Profesorul universitar Liviu Brătescu, contracandidatul Elenei Udrea la alegerile parlamentare din 2012 pentru Colegiul 4 Roman Ion Creangă, mărturisește acum cam cum au stat lucrurile în acel moment, cine i-a fost și cine nu i-a fost aproape dintre liberalii de la Roman. Nu, eu nu am o reținere, n-am vorbit despre faptul că au fost anumite disfuncționalități pe parcursul campaniei electorale. Că unii dintre factorii de decizie ai PNR, Roman sau chiar Neamț au uitat să dea anumite semnale atunci când trebuia să se le dea. Dar știți cum e? Fiecare dintre noi e judecat de electorat până la urmă, cum spunea domnul președinte. Eu știu ce fel de campanie am dus. Eu știu că rămașcanii au avut încredere în mine, Liviu Brătescu, ca reprezentant al USL, că n-am candidat independent. Cine și ce a făcut fiecare în campanie, rămașcanii știu atât de bine și cred că ne vor judeca fiecare dintre noi. Eu am venit, credeți-mă, am venit în această echipă pentru că vreau să contribui atât cât pot la o nouă redresare a liberalismului la Roman. Ce s-a întâmplat în campania din 2012? Știți bine, am scris o carte, aia pentru istorie. Avem o raportare pur și simplu relaxată și ne gândim la viitor. Liviu Brătescu nu a spus clar cu subiect și predicat dacă în campanie a fost vorba de o înțelegere sau nu cu formațiunea politică care o sprijinea pe Elena Udrea, dar a lăsat loc de interpretări. Eu am primit o invitație din partea Organizației Municipale și Județene a Partidului Național Liberal pentru a veni să candidez la Roman. Pentru mine această candidatură a fost o onoare și o provocare în același timp. În rest, ce înțelegeri au făcut unii sau alții? Ce discuții au antamat unii sau alții? Adică știți că au fost sau nu au fost? Eu am pornit în această campanie cu niște oameni lângă mine, iar unii dintre ei au obosit pe parcursul campaniei. Și când s-a încheiat campania, nu i-a mai regăsit pe unii dintre ei. Ce înțelegeri au stabilit unii sau alții, cred că îi trebuie să-i întrebați pe alții. Nu venea din întâmplare această candidatura mea, ce era expresia unei colaborări care am avut-o în toți acești ani cu organizația locală a PNL Roman, timp în care am văzut următoarea situație. Dacă imediat după 2002, când m-am mutat la Iași, veneam aici la Roma la diferite manifestări, simpozioane politice sau nu, sediul acesta era plin cu fel de fel de personalități, de treptat de-a lungul oamenilor, da, așa, ca printr-o întâmplare de care, bineînțeles, că nu e vinovat nimeni, sediul acesta era tot mai strânt, așa, adică tot mai gol. Ajungând ca momentul alegerilor parlamentare, din noaptea alegerilor parlamentare, să găsesc lângă mine doar pe domnul Nicu Stan, dintre membrii vechi. Adică de la sediul pe care l-am lăsat plin de personalități în 2002, noaptea alegerilor din 2012, să rămână doar domnul Nicu Stan alături de mine, care mulțumesc pentru efortul făcut în campanie. Liviu Brătescu a revenit în peisajul politic romașcan. El va coordona comisiile de specialitate din echipa PNL Neamț și PNL Roman. Liviu Brătescu este în același timp vicepreședinte PNL Iași.